Cele șapte legi spirituale ale prosperității de Randy Gage, legea imaginării. Mai întâi trebuie să vedeți prosperitatea în mintea voastră. Ca toate formele de succes, prosperitatea este creată mai întâi în minte. Când vă imaginați diverse lucruri, vă programați de fapt subconștientul să le materializeze pe plan fizic. Unul dintre motivele pentru care am introdus afirmații după fiecare capitol este că ele vă ajută să vă programați subconștientul. Eu cred de asemenea în cartonașe cu obiective, declarații pozitive scrise în agenda zilnică sau chiar în notițe autoadezive cu mesaje lipite pe volan, oglindă sau frigider. Când vedeți aceste readuceri aminte, vă gândiți la ce încercați să materializați, iar sentimentul respectiv vă ancorează gândul în subconștient. Cu cât angajați mai multe sentimente, cu atât imaginea vă va fi mai clară în minte. Și cu cât vă este mai clară, cu atât o veți materializa mai repede. În cartea mea Acceptați-vă abundența, povestesc despre un exercițiu pe care prietenul meu, Richard Brook, îl efectuează în seminarele lui pentru a ajuta acest proces. El le cere oamenilor să scrie un scenariu de film al zilei lor perfecte. Astfel, veți vedea în viitor ziua în care compania vă este cotată la bursă, când ajunge să dețineți primul milion, ori să deschideți noul restaurant. Această zi perfectă trebuie descrisă convingător și detaliat. Nu uitați să vă implicați toate simțurile, astfel încât experiența să pară cât mai reală cu putință. Trebuie să o puteți vedea, auzi, gusta, mirosi, atinge și simți. Veți materializa prosperitatea pe plan fizic doar atunci când o simțiți mai întâi în minte și în inimă. Nu arătați scenariul acesta decât celor care vă susțin și vă încurajează foarte mult. Împărtășiți-l numai celor pe care vă puteți bizui ca parteneri în planificarea succesului vostru. Păstrați scenariul într-un loc de felul agendei, servietei sau poșetei pentru a-l avea zilnic la îndemână. Ori de câte ori dispuneți de 5 minute libere, recitiți-l. Când vă simțiți stresat și copleșit pe parcursul zilei, închideți ușa, decuplați telefonul pentru 5 minute și studiați scenariul. În felul acesta vă veți calma, vă veți focaliza asupra obiectivului și veți reconsolida programarea constructivă din subconștient. Este un instrument foarte puternic pentru acceptarea abundenței. Iată altul la fel de bun, avizierul visului. Instrumentele acestea sunt foarte amuzante și în același timp foarte puternice pentru a vă stabili prosperitatea. Cel pe care îl prezint în continuare a fost preluat din cartea Legile dinamice ale prosperității de Catherine Ponder, care mi-a fost de mare folos. Iată cum trebuie procedat. Procurați-vă o placă mare de polistiren expandat pe care fixați coace de gămălie sau piuneze, poze, afirmații și lucruri pe care doriți să le materializați în viață. Eu obișnuiesc să împart acest avizier în secțiuni, de exemplu, muncă, spiritualitate, relații, etc. După aceea, în fiecare secțiune a avizierului, puneți reprezentări a ceea ce doriți să întreprindeți, dețineți sau deveniți. Astfel, cu vreo 2 săptămâni înainte de alcătuirea avizierului, începeți să strângeți reviste, cliente și alte materiale din domeniile ce vă interesează. Să presupunem că doriți să învățați să cântați la chitară. Dintr-o revistă muzicală, decupați poza unei chitare și fixați-o pe avizier. Nu trebuie să luați însă orice fel de chitară, ci exact modelul la care doriți să cântați. Să presupunem că aveți ca obiectiv o mai mare apropiere de Dumnezeu. Puteți prinde pe avizier un simbol religios, o afirmație sau un citat din scripturi. Poate că doriți să scrieți un bestseller. O idee ar fi să decupați un top al celor mai bune, mai bine vândute cărți, apoi să ștergeți cu alb cartea de pe primul loc și să scrieți acolo titlul cărții voastre. În mod similar, puteți scrie numele companiei voastre în vârful listei cu cele mai de succes companii și așa mai departe. Nu există reguli privind felul în care să puneți lucrurile pe avizier, atât doar că imaginea trebuie să simbolizeze ceva pentru voi.
Nu contează dacă ea este înțeleasă și de alții. Oricum pentru ei nu este necesară. Voi însă trebuie să știți ce înseamnă imaginea de fiecare dată când o vedeți. Fiți foarte atenți ce anume puneți pe vizierul visului. Sherry, vicepreședinta mea, își dorea un soț. A găsit într-o revistă fotografia unui bărbat chipeș și a prins-o pe vizierul ei. Într-o bună zi am prânzit împreună și ea mi-a vorbit despre noua ei relație. Ajunsese la concluzia că nu era un bărbat alături de care să-și dorească să trăiască, dar semăna foarte mult cu cel din fotografia pe care o prinsese pe vizierul visului. De aceea a înlăturat fotografia și a înlocuit-o cu poza unui cuplu văzut din spate, care se plimba ținându-se de mâini. La scurtă vreme, după aceea, l-a cunoscut pe John și peste alte 3 luni s-au căsătorit. Iată alt exemplu al puterii acestei metode. Pe vremea când încă o duceam greu, am văzut o reclamă pentru Dodge Viper. Am fost aproape șocat cât de frumos era automobilul și am decis că trebuie să am și eu unul. După vreun an am aflat despre avizierul visului și mi-am construit primul avizier. Știam doar că voiam un Viper roșu, așa că am pus o fotografie pe avizier. Revista din care decupasem nu avea modelul roșu, așa că am folosit fotografia unui automobil negru. Peste câteva luni am negociat un contract de consultanță cu o companie și am introdus clauza ca în eventualitatea în care vânzările lor atingeau 2 milioane de dolari pe lună, să-mi cumpere un Viper nou. Ei bine, s-a întâmplat ceva interesant. Chiar înainte ca vânzările să fie atins cifra respectivă, președintele companiei mi-a telefonat. Era atât de încântat de progresul rapid pe care îl înregistrau, încât dorea să-mi cumpere automobilul mai devreme. Era prieten cu principalul dealer de Viper din lume și încheiase cu el un târg. Un proprietar de casino din Las Vegas se găsea în divorț și avea nevoie rapidă de lichidități. El deținea un Viper cu toate accesoriile speciale, dar și cu alte modificări de caroserie efectuate de compania care proiectase prototipul Viper pentru Dodge. Era unicul Viper de felul acela din lume. Se ridica însă o problemă. Avea culoarea neagră și de aceea președintele voia să știe dacă duream această mașină unicat sau una roșie. M-am trezit într-un conflict de dorințe și am cerut timp să mă pot hotărâ. Am plecat să mă plimb cu bicicleta pe Ocean Drive. Cam la jumătatea promenadei, în fața unui restaurant, erau parcate 2 automobile Viper. Unul roșu, unul negru. Coincidență, nu-i așa? Am coborât de pe bicicletă și l-am dat ocol. Le-am privit și le-am studiat din toate unghiurile. Apoi am decis că trebuia să am unul negru. De atunci am avut 4 Viper, iar cel negru continuă să fie favoritul meu. Privind retrospectiv, sunt convins că motivul pentru care am căpătat un automobil negru este faptul că am pus fotografia unui Viper negru pe vizierul visului. Într-o perioadă de numai 2 ani, am avut tot ce a existat pe vizierul visului meu. De aceea mă străduiesc din răsputeri să vă conving să vă creați și voi unul. Lăsați apoi avizierul într-un loc unde să nu fie zărit de alte persoane, astfel ca indivizii negativiști să ridiculizeze, dar unde îl puteți vedea zilnic, ca și în cazuri multor alte obiecte, simpla trecere pe lângă el și observarea periferică au efect asupra voastră. Vederea zilnică a imaginilor vi le programează realmente în subconștient. În interiorul vostru se creează astfel dorința de a întreprinde pașii necesari, care vă aduc visele mai aproape de realitate. Vedeți-vă prosperitatea mai întâi în minte și după aceea materializați-o pe plan fizic. Afirmații de prosperitate pentru materializarea imaginării. Văd bogăția generozității lui Dumnezeu și o atrag acum spre mine. Îmi văd binele și apoi îmi materializez binele. Așa cum îmi imaginez în minte, așa stabilesc pe acest pământ. Așa cum visez, așa voi dobândi. Cele